Noi am răcit și am venit să ne învățați cum să ne tratăm. Da, acum că a început sezonul rece, că e și sezon de gripe și de virus, o să facem un medicament de casă, un unt de propolis. Cu smântână naturală de la noi, de la mănăstire, am luat-o după deasupra laptelui. Așa se face smântâna. Grăsimea laptelui o luăm cu polonicul de deasupra și din această smântână o să facem untul nostru la mixer. Cine nu are acasă și nu are posibilitatea să facă, poate să cumpere de la țăran sau să-și procure de la magazin. Trebuie o smântână grasă. Smântâna cu cât este mai grasă, cu atâta vom avea un unt mai de calitate. Deci să căutăm să luăm de acela cu grăsime cu procentaj mai mare. Și smântâna trebuie să fie cât mai rece, de la frigider. Să nu fie caldă, pentru că o să se lege mai greu. Dacă este rece, se leagă imediat. Se mai poate face și cu smântână lichidă. Dar noi o să folosim varianta clasică, sănătoasă, de la țară, cu grăsimea laptelui. Și o să folosim blender. Așa se face cel mai repede, 10 minute o să-l dăm la blenderuit. Cine nu are posibilitatea, poate să facă și un mixer mic, dar nu recomand că totuși o să stropească, trebuie să aibă mare grijă. Poate să ia direct, cum am spus, de la magazin. Să-i dăm drumul. Prima dată dăm la viteză mică și el o să începe ușor, ușor să se facă frișcă. Putem folosi frișca, dacă îi punem zahăr, avem o frișcă naturală și după ce o să continuăm, se taie frișca și începe să se separe de lapte. Untul este foarte sănătos, deși se credea inițial secolul trecut că este dăunător, apăruse margarina și lumea credea că margarina fiind un produs vegetal este mai sănătoasă decât untul, dar s-a dovedit că nu este așa, pentru că au început să se facă studii științifice pe unt și în America și în Europa și s-a constatat că untul ajută la sănătatea organismului. Conține vitamine, vitamina E, vitamina D, B12 și K. B12 și K sunt foarte esențiale pentru asimilarea calciului în organism. Deci foarte indicat pentru bătrâni, pentru copii în creștere. Dă energie, deci e recomandat sportivilor, celor care fac efort intens. Conține colesterol bun. Aceste grăsimi naturale, omega-3 și omega-6, acizii grași, sunt foarte benefici pentru sănătatea inimii. Inima are nevoie de grăsimile acestea naturale. Ne zice doctorul să luăm omega. Noi putem să consumăm din natural, dintr-un unt, dintr-un lapte, dintr-o smântână. De la noi din curte este cel mai bun caz, dar și de la magazin n-avem ce face. O să adăugăm propolis în untul nostru, îl vom îmbogăți. Nu să-i dublăm, o să facem de 100 de ori mai puternic și mai terapeutic acest propolis al nostru. Am aflat ceva foarte interesant. Părinte Luca, ce înseamnă propolis? Istoria propolisului este foarte veche, provine de la grecii antici, care erau foarte iscusiți apicultori, de asemenea ca și stravoșii noștri daci, care la fel erau foarte buni apicultori și au descoperit în timp ce recoltau mierea, în stup, acolo, un intrus, un șoarice, care era învelit în acest propolis. Și s-au întrebat oare de ce au folosit propolisul și l-au înfășurat, care e scopul, care e motivul. Și au descoperit că ăsta era un foarte bun antidot împotriva descompunerii rapide, ca să prevină bacterii, apariția bacteriilor. Și vă dați seama că puteau preveni bacterii, apăreau bacterii și mureau albinele. Și atunci au descoperit că ăsta este un foarte bun antidot, un foarte bun antiinflamator, să spun așa, un întărește sistemul imunitar, practic. Un antibiotic. Antibiotic foarte bun, dezinfectant, previne apariția chiar într-o oarecare măsură a tumorilor canceroase și este foarte bun pentru cei care au suferit o intervenție chirurgicală, Doamne ferește, o tumoare care a fost extirpată, previne degenerarea lor, înțelegeți? Deci, situația în care îl folosim pe ăsta,
prelungește durata vieții, cum s-ar spune. Cine nu are voie să consume sau cine trebuie să fie precaut cu consumul acestui propoliu? Să spunem așa, cei care au, de exemplu, o gastrită, un început de gastrită, un ulcer, da? Pentru că are orice efecte secundare, nu grave, dar se simte. O usturime la stomac, în sfârșit. Deci trebuie luat, să zicem așa, cu cei care au suferit, să zicem, o intervenție chirurgicală, cu aprobarea medicului oncolog sau a medicului de familie. Contează foarte mult un sfat. E specialist, e cu tare. Dar în rest, nu e nimic. Asta este, ce să vă spun, un elixir al vieții. Propolisul. Îl foloseau și chiar egiptenii antici, la îmbălsămarea mumiilor. Evident, după ce scoteau organele interne și creierul care îl scoteau cu ajutorul unor cârlige, cunoaștem lucrurile astea, da? Puneau acest propolis acolo, care la fel prevenea bacteriile, ajuta organismul să descompună mai lent și era o metodă. Dezinfectat. Dezinfectat, în sfârșit. De aceea, eu zic că recomand la toată lumea așa ceva. Și medicii naturiști, acest propolis, mai ales acum în condițiile în care facem un medicament, adevărat medicament natural. El este natural, propolisul, smântâna e naturală, produs aici. Și cine dorește să folosească, atenție, nu atenție mare, dar să folosească cu oarecare măsură. Mărim viteza constant până vom ajunge la maxim cu viteza. Prima dată luăm ușurel, stăm de vorbă cu el, așa, și după aceea îi dăm mai tare. Când vedem că se îngroașă smântâna, mărim viteza și mai mult. E necesar să aveți un capac, pentru că altfel o să vedeți că o să înceapă să stropească și nu este bine deloc. Observăm cum se îngroașă. Imediat vom avea frișca și nu mai durează mult și se separă. S-a separat, deci ăsta este untul, iar aici jos avem zărul. Acum trebuie să avem grijă cum îl luăm de aici. Îl scoatem într-un vas. Și de aici ușor, ușor îl dăm jos și o să facem un bulgăraș de unt. Dintr-un kilogram de smântână, cam atâta unt o să trească să ne iasă. Și ăsta este untul care a rezultat. Următoarea operațiune este să-l scurgem bine de zerul care a mai rămas în el, pentru că acela are gustul acrișor. După ce îl stoarcem bine, o să-l spălăm în apă rece. Îl spălăm în vreo 2-3 ape până iese apa curată și atunci el nu mai are acest zer acru în el și o să fie cât mai compact și frumos. Ia uite ce frumos este! Și aici în apă îl clătim așa o leacă să-l spălăm cât mai bine. Ia uitați ce frumos este! Asta este sănătate de la Dumnezeu! Uitați ce ne-a lăsat nouă Dumnezeu ca să ne vindecăm și să ne hrănim în același timp. Untul acesta de casă este un medicament pentru piele, foarte bun dermatologic, pentru ochi, pentru vedere. Vedeți, apa se tulbură un pic. Cu cât îl spălăm mai bine, o să avem un unt dulce. Cât îl spălați? Câte ape spălați? Dacă avem răbdare cu el, 3 ape. Noi, pentru că am folosit o smântână foarte proaspătă, noi avem un unt curat. Uitați, a ieșit apa curată. Acesta este semnul prospețimii lui. Și să știm când să ne oprim. Când apa este foarte curată. Când apa arată cât mai transparentă, că așa curată, este gata. Nu e acru deloc. Este foarte bun pentru acne. Cei care au un ten cu coșuri, cu acnee, conține vitamina E. Vitamina E este vitamina pielii. Aș vrea foarte mult să avem o piele sănătoasă și fără afecțiuni.
am ajuns la următorul pas. Untul trebuie să îl topim la foc ușor, ca și când topim de pentru prăjituri. După ce o să topim untul și îl avem în stare lichidă, punem propolisul și îl incorporăm. În această etapă se întâlnește untul cu propolisul. Operațiunea asta se face la cald, pentru că altfel nu se leagă împreună. Culoarea ușor gălbuie a untului ne arată că conține și beta-caroten. Știm cu toții că beta-carotenul este un antioxidant care ajută la ochi, sănătatea ochilor. Veți aduce această compoziție la temperatura de fierbere? O să avem o temperatură ridicată ca să putem să avem această topire a propolisului în unt. Dar nu o să-l dăm în clocot, nu o să-l fierbem ca să nu-i distrugem enzimele. Bătrânii noștri spuneau atunci când te arzi, când îți cade ceva opărit pe mână, când nu mai există accidente, e bine să dăm cu grăsime, cu unt foarte bun sau cu ulei de sunătoare. Vă dați seama, dacă folosim această grăsime naturală, vine și hrănește pielea imediat pe loc, propolisul va acționa și el ca un cicatrizant. Dintr-o dată o să scăpăm de o cicatrice și de o bășică și de o complicație acestei arzi. Antibiotic totodată. Și antibiotic și astea, dar eu întotdeauna la bucătărie, că ați văzut că la bucătărie te arzi imediat. Te-ai imediat cu o grăsime, cu un ulei, cu un unt, cu... și strece. Noi acum am terminat de topit, s-a topit tot. O să punem propolisul. Propolisul are efect de antibiotic. Deci el omoară infecțiile, luptă împotriva infecțiilor. De aceea este folosit pentru închiderea și tratarea rănilor. Se folosește pe piele când ai o afecțiune, psoriazis sau acne, răni deschise. Da, cei din vechime îl foloseau ca să-și vindece rănile când veneau de la războaie cu propolis, își tratau rănile. Nu existau medicamente ca acum și antibiotice. Vă dați seama că acestea au fost inventate abia secolul trecut. Propolisul este un antibiotic natural puternic. Luptă împotriva infecțiilor, a microbilor, este antiviral, natural, este folosit în tratarea bolilor de ficat și de rinichi și aparatul respirator. Propolisul ajută la vindecarea plămânilor, pentru răceală, gripă, pentru astm, bronșic. Untul nostru își va schimba acum culoarea din albul acela gălbui care îl avea, o să se facă un maron închis. La propolis diferă culoarea, nu? Nu întotdeauna găsim aceeași culoare. Da, pentru că diferă și albinele de unde au cules rășina. Propolisul este făcut din saliva albinelor, combinat cu ceară și cu rășinoasele de pe arbori pe care le mai aduc albinele în stup. Cei mai importanți, mesteacănul, plopul și din brad adună cireșul, mărul, prunul, da, pomii fructiferi, toți sunt niște arbori medicinali. O să fie un unt cu pulpă. El se va vedea propolisul măcinat în răzătoare, o să se vadă prin unt, dar nicio problemă, noi știm ce conține și ce are. Și acesta, pe lângă faptul că va fi foarte gustos, o să-l folosim ca un medicament. Chiar am vrut să vă întreb. Este gustos? Este gustos. Am gustat din ea și o să mai gustăm. O să-l punem la borcane și o să se întărească și o să-l gustăm și la final cu o pâine. Propolisul ce gust are? Are un gust ca de rășină. Cine a gustat rășină de brad, când eram mici, mai mestecam. Rășina de brad nu este tămâia propriu-zisă, pentru că tămâia propriu-zisă se face din arborele de tămâie.
rășina de brad este de o esență mult mai slabă și se poate mesteca. Când eram copii, mestecam această rășină și propolisul se poate mesteca în loc de gumă. Cine are acest tic să mestece gumă de mestecat, să folosească propolis. Și o să vă dezinfectați tubul digestiv, aparatul digestiv, stomacul și intestinele. O să curețe tot. De radicali liberi în special, propolisul dezinfectează și omoară radicalii liberi, aceștia care produc celule canceroase și bolile în organism. Untul de propolis este un medicament bio 100%. Cât putem consuma zilnic? Eu vă recomand să nu depășiți mai mult de 3 felii cu acest unt. Este suficient, este doza recomandată, nu este nici mult, nu este nici puțin. Este suficient, 3 felii cu unt și la copii, indiferent când sunt de micuți și de la o jumătate de an în sus, un an de zile, 2 ani, ei pot să consume acest unt, o să le placă la nebunie. Acum o să lăsăm să se răcească și îl punem în recipiente și exact ca și crema se va întări și o să îl trecem la frigider, după care o să-l folosim. Cam așa arată rezultatul final. Trebuie pus în recipiente încă cât este fierbinte, pentru că apoi nu o să se mai omogenizeze cum trebuie în borcan. Imediat se răcește, dacă îl ținem la rece, în 10 minute se răcește. Trebuie să totuși să mestecăm mereu ca să avem propolisul cât mai uniform în fiecare borcan. După părerea mea, aici n-a ieșit mai mult de 200 de mililitri. Și ce valabilitate are? O să-l țineți la frigider, îl scoateți cu o oră, două înainte să consumați și 2 săptămâni. Am ajuns la final, părinte Luca. Ne așteptăm. Am făcut și o pâine de casă și luăm micul dejun. Dacă tot am muncit în dimineața asta, acum să punem pe pâine. Uitați ce textură are, cremos, și-a schimbat culoarea. Nu mai este un unt alb, avem deja maro de la propolis. Este ușor amărui pentru că și-a luat gust ca lumea de la propolis, dar cum am spus, o să-l folosim ca pe un medicament. Dacă veți consuma unt de propolis în fiecare dimineață, nu o să mai răciți niciodată. Ați venit la mine răciți și o să plecați vindecați. Pentru că nimic nu e mai bun în sezonul rece decât un unt de propolis. Cum spunea Mântuitorul, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Așa și voi, ați venit bolnavi, vă faceți sănătoși de acum să nu mai greșiți. Haideți să gustați din rodul muncii noastre. Ia, părinte, haideți și voi. Sunt foarte curioasă să văd cum este. Las, pâinea e proaspătă, untul nici n-a apucat bine să se răcească. Asta este un medicament pe pâine. Iei untul de propolis. Este foarte gustos. Într-adevăr, să simte aroma de propolis. Medicament. Natural. Natural. Mulțumim din suflet. Cu plăcere. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,
că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.